Casual Friday. Podcast cu Alin Florescu. Ioan Darec. E Darec, hey, hey. Da? Da. Hei, hei. Salut și bine ați venit la Casual Friday Podcast. Sunt aici cu tânărul Alex. Ce faci, Alex? Uite bine, sunt în burnout. Burnout de la ce? Am avut multe de făcut zilele astea și am dormit rău de ieri până azi. Tu ai burnout așa de obicei? N-am avut în viața mea burnout, pentru că evit tot timpul activitățile care mi-ar putea da burnout, de exemplu munca. Asta, uite, cumva speram să zici că da, ai avut burnout și următoarea întrebare chiar era și cât de eficient și important e să muncești ca spartul multe ore degeaba, știi? Deci condamni. Bă, condamn... Adică, uite, dacă îți faci burnout făcând chestii care sunt cu adevărat, cum să zic, bune pentru tine, în principiu, e ok, doar că să-ți faci burnout de prost sau să-ți faci burnout și să nu aprecieze nimeni, să nu te noteze nimeni niciunde, să nu primești puncte în plus pentru faptul că îți faci burnout, atunci e super prost. Trebuie să-ți faci o analiză, basically cost-beneficiu. Zicea Jordan Peterson că tinerii ar trebui să muncească mai mult cât sunt tineri, pentru că, nu știu, dacă dai cu 20% mai mult, hai să zicem că muncești 8 ore pe zi, da? Dacă bai 10 ore pe zi, rezultatul este crește progresiv, adică dacă dai 20% mai mult efort, primești, nu știu, cu 50% mai mult reward, de exemplu. Uh-huh. Și probabil se referea la un scenariu în care, nu știu, tu ești în echipă cu 10 oameni, muncești mai mult cu 20% decât ei, tu vei fi promovat și probabil că vei avea un salariu cu 50% mai mare. Deci, practic, 20% mai multă muncă, 50% mai mult salariu. Pe foaie merge. Doar că dacă stai să te gândești ce înseamnă să muncești cu 20% mai mult cu adevărat, atunci începe să nu-ți mai dea, pentru că dacă muncești 8 ore pe zi, faci 45 de minute până la muncă, 45 de minute înapoi de la muncă, deja sunt aproape 10 ore pe zi. Da. Dacă muncești cu 20% mai mult, să zicem că muncești, nu știu, 9-10 ore în fiecare zi, deja 12 ore din ziua ta s-au dus. Practic, ăla 20% mai mult pe care îl muncești tu, deși pare că e doar 20%, deci de fapt e mai mult de 20%, pentru că... E toată viața ta. E toată viața ta, da. Deci ăla, exact ăla 20% în plus, e toată viața ta care îți rămâne, știi? Să zicem că într-o zi de muncă normală îți mai rămân, nu știu, 4 ore maxim, pe da. Care, de care teoretic ar trebui să te bucuri cumva, știi? Dacă mai tai două și din alea, s-a terminat. Da. Da, cumva simt asta, dar e chestia că mi se pare că sunt și oameni care... muncesc super rău că vor un produs final și produsul la final practic le aduce lor bucurie. Deși de cele mai multe ori și în cele mai multe cazuri la modul ți se întâmplă chestia și ești, da, era cazul după, știi, cumva n-ajuns să te mai bucuri pe bune. Bă, știi care e faza? Adică, uite, m-am gândit fix acum la o definiție a muncii, știi? Adică, uite, eu, de exemplu, acum când trag podcast, deși să poate pentru unii ar putea fi interpretată ca o muncă, pentru mine nu e neapărat muncă, pentru că evident nu sunt plătit pentru asta și tot o fac, știi? Adică mi se pare că e muncă în momentul în care ai vrea să faci altceva. Uh-huh. De exemplu, eu dacă, nu știu, mă duc să am grijă de verișoara mea mică, whatever, e clar că aș face altceva. Și dacă mă duc acolo, practic muncesc.
tu, de exemplu, când te duci să tragi o piesă pentru trupă, e clar că nu poate să fie pusă ca și muncă, deși... E și, o văd și. Păi e și, dar gen... Îți place, adică vrei să faci asta, știi? Da. Bine, contează cumva și să te distrezi într-un mod profesionist, nu știu cum să zic, adică să ține cont de anumite detalii. Aici intervine partea de muncă, să zici. Tu când te distrezi cu verișoara ta, nu prea-ți pasă. Mă rog, dacă ați juca Catan, de exemplu, probabil nu ți-ai pune problema ce pași exact să faci la jocul de ai Catan surprins, ca să o umilești total. Ai fi surprins cât de în serios. Deci am luat atât de în serios Catanul în grupul meu, încât l-am șters de peste tot și am ajuns să nu-l mai joc pentru că nu mă distram niciodată. Deci nu mă distram niciodată pentru că, nu știu, lumea de... eu nu sunt foarte competitiv în general. Dar lumea devenea foarte competitivă și devenea și eu foarte competitiv, că nu poți să fii tu da. Slackerul. Și am luat decizia să nu mai jucăm. Cred că la Monopoly, deci chiar Monopoly este un joc la care te cerți mai puțin decât Catan. La Monopoly chiar nu prea ai de ce să te cerți. Și eventual, da, că se fac niște schimburi mai dubioase de la Catan, sunt foarte multe motive pentru care poți să te cerți. În fine, nu mai intrăm în detalii. Dar oricum, asta zic că, bă, dacă faci chestii 12 ore pe zi, nu e neapărat ca... cele 12 ore să fie considerate muncă. De exemplu, dacă te duci 8 ore la muncă și după aia te mai duci 4 ore la, nu știu, înregistrări, chestii din astea, deși la înregistrare acolo ai nevoie de un anumit nivel de concentrare, ai nevoie de o anumită seriozitate, cumva, nu știu, faptul că îți place să faci chestia aia, mi se pare că nu-ți dă neapărat burnout, știi? Da. Da, bine, nu zic eu acum ce ți dă și ție, ce nu-ți dă ție burnout. Tu nu, așa e, că e cumva e o destresare. Da, exact. Dar e... Da, înțeleg ce zici. Vreau că am rămas cu gluma asta. Ești primul om care a muncit Catan, practic. Bă, da. Bă, și știi care e faza? Că aveam un love-hate relationship cu Catanul, că gen îmi plăcea să mă joc foarte mult. Abia așteptam să mă joc. Niciodată nu m-am distrat jucând Catan, decât la început, când era super casual, așa, știi? Sau când câștig super detașat și n-are nimeni ce să comenteze, nu e niciun fel de, nu știu, chestie la mijloc, nu e niciun fel de miză, știi? Când câștigi detașat, nu e niciun fel de miză. Când e strâns jocul și orice decizie pe care o ia un alt jucător te poate afecta, atunci te enervezi și mai tare. Și da, nu m-am distrat niciodată la Catan. Ai mei, că și eu am prieteni care se joacă așa pe la Counter și pe la astea. Tot competitivitate de asta și într-adevăr și pe mine mă fură, dar am ajuns la nivelul ăla de, păi, prea mare energia negativă, hai să mă joc FIFA singur. Da, da. Adică n-ai cum. Faza e că în momentul în care un joc e atât de competitiv și îl câștigi, evident, satisfacția e extraordinar de mare, știi? Satisfacția pe care o ai când îți calci în picioare adversarii care se întâmplă să fie și prieteni și pe care poți să îi umilești. Și după ce se termină jocul, chestii de genul, bă, mai vedeți și voi tutoriale pe YouTube, că nu, mi se pare că nu mă simt ok când mă joc cu voi, că... chestii din asta de scara blocului. Atunci e extraordinar de mare satisfacție, știi? Da, doar că s-a ajuns inclusiv la chestii fizice. What the fuck? Când am jucat Catan. Și nu, da, nu. Mamă, uite, da. Vezi măcar pe PC când joci pe net, nu poți să te bați fizic. Da, exact, exact. E cel mai safe pentru toată lumea. Așa, și ca să zic de burnout, bă, pot să zic că am avut oarece chestie de burnout când învățam pentru barou. A fost de departe cea mai stresantă, bine, nu n-ai zice de departe, dar a fost o perioadă destul de stresantă din viața mea, că era foarte multă presiune pe mine, știi, gen toată lumea zicea, bă, o să iei sigur, n-am nicio emoție.
statistic vorbind, stăteam foarte prost pentru că, na, majoritatea covârșitoare a oamenilor picau examenul ăsta. Și eu, deși, mă rog, depuneam toate diligențele, adică chiar doar asta făceam, stăteam în casă vara... Ce diligență? Adică mă căsneam. Mă căsneam pe cât... Mă căsneam, mamă, bine, deci diligență, hai că da. Ies afară. Un comportament diligent este atunci când depui toate eforturile să faci o chestie. Bam. Da. E un cuvânt destul de folosit la noi la drept, de asta mi se pare ciudat că... Și căsneam e... De ăsta de unde? E de la mine, de la țară. A. Da, am înțeles. Deci erai cuvântul de a căsni? Niciunul, nici altul, da. Sunt... Deci erai all-in. Nu, eram all-in, Făceam doar sală și... de asta învățat. Și cât timp ai făcut numai asta? Bă, destul de mult, cam toată vara. Și era, cum să zic, mă plictiseam, adică voiam să scap o dată de chestia asta și nu era burnout-ul fizic, adică nu era ca și cum, nu știu, neuronii mei nu mai percutau, nu mai funcționau, era un fel de burnout ăsta că, mental, că nu mai aveam chef, mi era scârbă de cuvintele alea pe care le citeam, știi? Și... Da, a trecut, a fost ok. Și gen, când ai învățat, le luai și dinapoi sau tu, adică, cum n-ai... Bă, știi care e faza? În mod normal, știința asta a dreptului ar trebui să fie învățată în felul următor. Înveți principiile, înveți toate instituțiile, gen cum funcționează și cam ce presupun. Ai o idee despre ele, ai o idee despre cum ar funcționa și după aia deschizi cartea când ai nevoie de ceva, știi? Uh-huh. Și te uiți în carte cum e, sau în lege, sau în whatever. Deci nu este, dreptul nu este o știință pe care să o înveți pe din afară ca și cum ar fi o teoremă, știi? Că n-ai cum. Doar că nouă cam așa ni se cerea să o învățăm pentru examen, știi? Și practic, pe lângă faptul că trebuia să știi cum funcționează instituția, trebuia să știi aproape cuvânt cu cuvânt ce scrie în cod. Pentru că era examen tip grilă cu una sau două variante de răspuns și majoritatea grilelor erau efectiv cuvânt cu cuvânt din lege, știi? Și dacă tu știai doar aproximativ legea și nu știai un cuvânt, o virgulă, o schemă care schimba tot sensul, ție îți păreau că toate alea sunt corecte, știi? Și nu știai cum să tai și trebuia să știi foarte, 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 foarte bine cuvânt cu cuvânt codul, știi? Iar asta e o chestie mizerabilă, e o chestie care, mă rog, e impusă, e examen făcut de așa natură doar ca să pice mulți oameni. Că n-au cum să, n-are cum piața să asimileze foarte mulți avocați pe an. Am înțeles. Dar ca stil de învățat asta făceam, deci citeam ca prostul codul. Și după aia făceam grile, adică mă antrenam efectiv pentru genul ăsta de examen. Acum, dacă aș da examenul ăla acum, după 4 ani de profesie, aș lua, nu știu, 1. Aș face 10 grile din 100. Deci atât de prost făcut e. Și nu cred că e niciun avocat care să... Un avocat în profesie care să ia examenul ăsta, știi, pe care îl dau la stagiari. În fine, și eram efectiv scârbit, bă... Și eram atât scârbit la modul că eram gen, bă, dacă îl pic acum nu mai dau în viața mea. Pentru că e super nasol să-l pici și de asta e foarte mare presiune, că dacă îl pici, după aia tot anul viitor o să faci doar asta. Da. Deci tot anul viitor doar o să înveți chestiile alea până îți vomiți. Și dacă îl pici și anul viitor... Dacă îl pici și anul viitor, nu vreau să mă gândesc... Dar, funny story, fostul meu coleg de apartament din Berceni, era să zic Dumnezeu să-l ierte, dar pe aproape, deci ca să faci examenul ăsta trebuie să iei 70 de puncte din 100. Uh-huh. Eu când l-am luat, am luat
Cât 71. Crezi că am luat? 70. Făcusem inițial de 71, dar au făcut ăștia contestații la barem, până la urmă au rămas doar 70 corecte. Colegul meu de apartament, aceeași vârstă cu mine, același examen, a luat 69. Și mă rog, îți dai seama, aiurea, bă, asta e, stau un an, învăț, mă rog, nu știu dacă a stat, mi se pare că s-a angajat, în fine. Și am stat cu el și când a dat al doilea examen de barou. Știi cât a luat a doua oară? 70. 69. Mamă. Și efectiv s-a lăsat. Adică a zis, bă, fuck it. Da. Și mi se pare, cum să zic, fenomenal. Adică nici n-a spart nimic prin casă, nici nu l-am văzut. A zis, bă, fuck it. Mamă. Da, uite, aici vreau să zic că te simt că și pe mine m-a forțat dirigintele de română într-a șasea să învăț pe din afară Pașa Hasan și... Și mai știi ceva? Jur că nimic. Știu alte poezii de la un semn deschisă-i calea și s-a... Nici nu știu cum se numește măcar scrisoarea... A, scrisoarea da. Da, să mor. Deși ci că te ajută în procesul, adică ți ajută memoria. Mi se pare... Nu știu exact dacă eu sunt un om care ține minte by default chestii foarte bine... Că așa are memoria sau pur și simplu s-a dezvoltat din tocind poezii la nesfârșit în școală. Dar cred că și chestia asta cu barou mi se pare că te face de la un punct încolo să ai, nu știu, să legi anumite chestii. Adică cred că dacă îți vine un caz, tu din start o să știi legea și tot pentru că ai memorat alea. Mm-mm. Nu? Nu. Deci citești codul de fiecare dată când ai caz nou și vezi ce s-a rapidat. 100%, pentru că adică trebuie să, cum să zic, dacă, ca să se aplice chestia asta pe care o zici tu, să ai o memorie din aia, cum să zic, de calculator, efectiv să știi cuvânt, cuvânt, virgulă, cu virgulă, știi? Pentru că există o anumită rigoare în ce spune legea, dacă o știi doar aproximativ, mai bine să nu o știi deloc. Pentru că tu știi cum e, să știi aproximativ o chestie, e ca și cum ai zice, tai firul, bă, știu că aproximativ dacă tai firul roșu, nu mai bubuie bomba, dar aproximativ poți fi și albastru, știi? Adică nu poți să iei o decizie bazată pe, bă, ce mi-amintesc eu de când am învățat. Plus că ți-am zis, atunci când am învățat, aproape că ignoram total... cum să zic, spiritul legii, în sensul, bă, ce zice, ce vrea să facă, ce înseamnă instituția asta, pentru că trebuia să învăț textul, frate, raw. Și n-aveți cazuri, adică la examen cazuri aplicate, gen... Păi da, te întreabă cumva, da, deci te întreabă sub, cum să zic, sub impresia unui caz aplicat, te pune să zici, basically, tot textul legal, știi? De exemplu, îți dă o speță X împrumută lui Y nu știu ce, prin urmare X trebuie să. Și tu trebuie să-ți dai seama, bă, e un contract de împrumut și acolo, în variante, sunt exact dispozițiile din cod cu privire la contractul de împrumut, știi? Și tu trebuie să bifezi care sunt corecte. Again, dacă știi doar aproximativ... Da, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Da. Bine, dar poate și de treabă și le fac d-alea obvious, adică o variantă corectă și trei vrăjeli, nu știu. Nu, e malefic. Am înțeles, examen. Deci barou e oribil. E super nasol, da. Iar asta cu ce spui tu, că, bă, că ți antrenează memoria chestia asta, bă, eu cred că nu, eu cred că memoria, da, poate fi antrenat într-o anumită măsură, dar cred că memorarea e o chestie mai degrabă cu care te naști sau nu. Și am observat că oamenii memorează diferit informații diferite, știi? Adică, mă rog, nu știu cum funcționează, dar am observat că unii oameni țin minte foarte ușor, nu știu, când a domnit Ștefan cel Mare. Și alții țin minte foarte ușor, eu știu și acum, de exemplu, toate itemele de la Dota și cât costă. Wow. Da. Bine, Dota pe vremea când jucam, dacă mă întreb cât costă Ironwood Branch sau Demon's Edge, știu tot, perfect. Și e un joc pe care l-am jucat deci vizual, acum 10 ani. Da, bine, că vizual cred că e și... Da. Da, nu, și eu am dat la istorie și tot pilaf, nici până azi nu mai știu nimic. Mi-a picat Mihai Viteazu și nici n-am, pe moment n-am știu ce să scriu. Ce stai, uite, de exemplu,
domnitorii ăștia mainstream, gen Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, știu foarte bine anii când au domnit. La unii chiar știu și bătăliile pe care le-au avut. Dar n-am putut să rețin niciodată anii lui Vlad Țepeș, care are două domnii și era în gen, bă, frate, mă lași. Maxim una. Da, știu că era secolul 15 și te-am pupat, adică știu că, na. Da, nu, eu pe la Daci, pe acolo mi-a plăcut, după aia... Că erau puțin, erau trei cifre, mai ușor să țin minte 101, 102 decât 1593-1601. Și asta e, la istoria asta, deci dacă se uită oameni de clasa 8, asta e nașpa, că istoria te ia frumos la Daci, vezi că e totul simplu, așa, că nu știu... Și după aia te bagă în războaie de independență cu Carol I, cu de-aia, bă, nu. Da, exact. Și da, să pierde tot. Uite, de exemplu, eu nici până azi nu pot să rețin războaiele mondiale, deci m-am uitat, îți jur, la istoria pășleau, la... Istoria pășleau. Tot, sunt niște canale de-astea, Zaya Fed, vorbesc da. Super... Mamă, deci mă uit o săptămână, zic, da, mă, deci ok, că s-au bătut cu Hitler, cum știe... După aia nu mai am nicio legătură, în două săptămâni stă erase total, sunt, nu, e. Yeah. Și da, adică cumva îmi dau seama că funcționăm super aiurea, dar la drept asta mi se pare că, adică eu aveam impresia că într-adevăr un avocat bun cam știe codul by default de la el. No. Da, am înțeles. No, poate să dea impresia că îl știe unui necunoscător, ca să zic așa, dar nu face asta. Și femeile, ai văzut că țin minte ce ai făcut acum 2 ani în ziua X, dacă că i-ai greșit ei cu ceva, știi, au memorie din aia de elefant. Păi da, de asta mi se pare că gen, mă rog, nu neapărat că-s bune de avocat, dar cumva cred că să și antrenează chestia aia cumva, poate. Nu, e faza că chestia aia le-a rămas lor cumva în minte pentru că pot să o conecteze cu ceva emoțional, știi? Adică, nu știu, dacă ai lăsat vasele nespălate într-o zi în care ai promis că le speli, de exemplu. Așa. Ea o să se enerveze și o să țină minte, dar o să țină minte că s-a enervat. Și motivul este pentru că ai lăsat vasele nespălate, știi, că cumva dacă poți să lege chestia asta de o chestie afectivă, atunci și ține minte toată viața. Eu mă gândeam că te duci mai adânc și că o să zici că te acuză că ai promis că speli vasele și nu le-ai spălat pentru că și-au luat trigger din copilărie când tatăl lor le-a promis o chestie. Nu cred, dar cred că așa funcționează la ele mai degrabă cu... Adică dacă nu poți să lege faptul că Ștefan cel Mare a domnit între anii XYZ... E pentru că Ștefan cel Mare nu le-a nicio promisiune. Exact, nu le-a deranjat cu nimic. Dacă Ștefan cel Mare, de exemplu, ar fi fost rău cu femeile, probabil că... ar fi știut chestia asta, nu știu, abar n-am. Cancel Ștefan cel Mare. Nici eu n-am dat domnitor să știu că a fost nașpa rău cu femeile. Nu știu. Da, bine, eu nici nu sunt nici prea cult sau citit în direcția asta. Adică, uite, mă gândeam, de exemplu, că eu sunt un om care cred că a citit la viața lui undeva la... 4 cărți. Până în 10 cărți, ca să sune bine. Am înțeles. Și am văzut că Ben Dac și-a lansat cartea acum, exact, da. Jurnalul de, nu mai știu cum zice. Nu contează. Așa, fix, se numește fix ca și contul de Instagram, dar scap acum, Cronicile unui burlac. Și mă gândeam să cumpăr cartea aia pentru că mie îmi place Ben Dac. Dar după aia aveam mixed feelings că mă gândeam, bă, sunt genul ăla de român care și idolatrizează nulitățile sau cum zice lumea, știi că gen la TV sunt numai nulități. Deci Ben Dac mi se pare legit. Păi, Ben Dac e un actor extraordinar, ca om nu-mi place. Eu mă regăsesc rău în conflictul lui interior, așa, de în ce vorbește pe la micuțul, pe la alea, că... Nu știe el exact ce vrea să facă, că nu-i place să aibă certitudini, că tot felul de astea. Da, nu știu, habar n-am. Mie mi se pare că se cacă pe el mult așa, gen. Nu-l simt așa autenticat. Adică, ok, dacă
eu înainte îl judecam, na, că îl vedeam doar la umor mai mult cum se scălâmbăia pe acolo și evident că nu-mi place deloc de el cum e acolo. Într-adevăr, la Micuțu îi vezi o parte un pic mai naturală, dar toam, mi se pare că se cag pe el, adică, în fine. Și da, asta cu cititul cărților scrise de na, personalități de genul, din nou, mi se pare o chestie, o chestie mizerabilă, pentru că e clar că n-a scris Bendea cartea aia, e clar că și-a luat un ghostwriter căruia i-a povestit niște chestii și le-a scris la aia pentru el. La fel și Ana Prodan, Ana Maria Prodan. Ok, nevasta lui Reghe. Da. A scos carte. Când vreodată în viața asta a scris ea cartea cu mânuța ei? Bă, la Bendea, că eu suspectez că el a scris, că el chiar scria și tot ce scriau la puii mei și la alea, cam el era creierul din spate. Bă, cred că una e să scrii un sketch pe da, care îl vezi, ai o chestie așa cinematografică și mai mult sketch-ul e jucat la el decât scris. Și cred că alta e să scrii o carte pe care să nu-ți fie rușine să o publici, știi? Da. În fine, nu știu, poate na, nu dau dacă ocupare. Eram amândoi fanboy Bendea, ar fi fost altfel discuția asta. Așa, așa, da. Bine, deci în ochii tăi sunt de la. Nu, nu ești de la, adică Doamne ferește. Nu, nici eu nu citesc, adică nu citesc beletristică, nu citesc cărți astea de sună bine, cum spui tu. Da, într-adevăr, uite ce mai e la Bendeac la mine e că n-am fost la teatru la nicio piesă de-a lui. Mm-hmm. La teatru merg maxim de două ori pe an și de obicei când am o prieteni care, pe care îi cunosc și joacă. Ah, okay. Da, deci cumva... Dar cred că Bendeac mi se pare ok, nu știu, față de alte vedete, nu știu, dacă e... Cu asta mă justific și știi cumva, dacă i-aș fi cumpărat cartea lui Andreea Tonciu, ar fi fost mai nasol, da, justificat. Uite, primarul de la Motru are ghostwriter, să-i scrie postările pe Facebook și pe ce mai, cred că doar pe Facebook, în fine. Primarul de la Motru, cred că, nu știu, a alunecat din greșeală pe tastatură și a scris el o postare în campanie. Și era groaznic, n-avea nicio treabă omul cu gramatica limbii române. Și după ce a câștigat alegerile, bineînțeles că, na? Așa, posta chestii, dar bă, diacritice, adică era super profi omul și, na, ești ceva de genul, bă, uite-mă ce repede a învățat ăsta, l-a cizelat funcția. Da. Yeah. Voiam și eu să mi angajez un ghostwriter. Aveam acum câteva zile un plan de afaceri, știi? Am văzut că există o industrie a e-book-urilor, știi? De, adică, la modul, nu te gândi că lumea cumpără idiotul în e-book și face bani Dostoevski. Lumea cumpără toate mizerile, în special americanii cumpără toate mizerile și o femeie din America a făcut foarte mulți bani în sensul că s-a asigurat pe viață vânzând cărți despre fantezii sexuale cu Bigfoot. Adică, în principiu, mă rog, niște fete din... Cum afli asemenea informație... ca om normal. Bă, ai fi surprins. Da, mă rog, fii atent. Da, deci ăsta erau niște studente care se duc undeva la munte or something și le răpește Bigfoot și le face tot felul de chestii, știi? Și probabil că na, sunt descrise chestiile alea într-un fel sau altul. Și femeia ajungea să facă undeva la 30.000 de dolari pe lună din vândut e-book-uri despre chestia asta, știi? Pentru că, frate, nu știu, americanii cumpără chestii. Și la tine care era planul de afaceri? Să-ți iei ghostwriter să facă ce? Să iau ghostwriter să scrie cărți despre fantezii sexuale cu Ted Bundy. Pentru că Ted Bundy e super trending acum. Gen, au fost...
pe Netflix a apărut un film cu Zac Efron, Ted Bundy, încă motiv de fantezii sexuale cu Ted Bundy. După aia, adică mă rog, înainte, a apărut documentarul cu Ted Bundy pe Netflix, gen cu foarte multe filmări din perioada aia, foarte mișto făcut documentarul. Și mai e o chestie, Ted Bundy tapes, cu casetele din, adică înregistrate de ăla care îi lua interviuri lui în închisoare, știi? Habar n-am că a fost în închisoare, nu știu nimic. Nu știu nimic despre Ted Bundy, Ted cine a Bundy fost? Ted Bundy nu-i familia Bundy, actorul, că... nu? Nu, ok. Ăla e Al Bundy. Nu m-am uitat niciodată, dar am zis că... Oh my God, nu, deci Ted Bundy e... Cărți cu bendeac, adică come on. Da, Ted Bundy e unul dintre primii serial killer din America, omora prin anii 75 și era, deci faza cu tipul era că era student la drept... Și arăta foarte bine, era foarte cizelat, vorbea super bine și agăța tipe neajutorate și le tăia, le făcea praf. Dacă îmi permiți, e foarte underground ideea ta, adică dacă Ted Bundy ar fi fost din familia Bundy și gen Zac Efron și deci în tot ce mi-ai povestit, eu proiectând în familia Bundy style, era mainstream. All in all, făceai tu 30.000, așa, cred că faci 2-3.000 pe lună maxim cu criminalul tău în serie care... Vezi, uite, gândești mărunt. Adică, dacă spuneam de ideea asta cu Bigfoot, ai fi zis, bă, ești fraier. Pentru că tu nu gândești ca femeile americane middle-aged care stau acasă. Adevărat. Și... Plus că femeile, for some reason, au așa fantezii cu criminali. Bă, da. Cu bărbați violenți care poate să le facă rău. Sunt lucruri la care eu nu mă gândesc, într-adevăr. Deci, de ce îmi dau eu cu părerea? Exact. De ignoranța asta e. Da, mă, și mă gândeam, bă, hai să, na, bag o fisă, gen, angajez un ghostwriter să-mi scrie o carte care să se numească, atenție, gen, știi că a apărut... pe Netflix Ted Bundy tapes. Așa. Și eu mă gândeam să zic Ted Bundy sex tapes. Așa și da, am găsit un ghostwriter, publică cartea și stai. Aștept să devină viral. Nu știu, eventual bagi bani în Facebook ads. Și cât de departe ești în procesul ăsta de a se și implementa? A, nu, îți dai seama. E doar o idee de $1,000,000 de dolari care o idee pe care o să o bag în sertarul cu idei care nu se întâmplă niciodată. 32 de minute. Da. A, deja s-a terminat. Ok. I guess this is it. Vedeți dacă faceți vreodată, dacă puneți în aplicare ideea mea cu Ted Bundy sex tapes, măcar să mă puneți acolo pe prima pagină ca și pentru Alin, de exemplu, sau ceva. nu vă zic să mă puneți cu autor sau ceva, știi? Dar puteți să spuneți bazat pe o poveste inspirată de, în fine, casual, nu? Casual Friday. Da, Casual Friday. Ești pe America și o să te urmărească oameni cu Translate. Da, deci a fost Casual Friday Podcast, la revedere!